Io non so. Non vuoi essere fissato. Suma, dimmelo, tutto qua. Da. Suma lungimilor tuturor mutilor lui cu este 96 cm. Da, bine ar fi să facem un cub. Care ar fi diferența dintre prismă și cub? Cubul este... Păi, la grădini se creați copii, n-ați văzut un cub. Oricum, în răstor, mi-a arătat la fel. Toate fetele. Sunt trebuie. Sigur că toate fețele sunt chiar pătrate. Da, la cub. La cub. Toate fețele sunt pătrate. Adică e vorba de prisma din mai înainte, în care înălțimea e calculată la nici. Deci, cum am zis, facem desenul pentru pătrat? Ca un om. Ca un om, da? Toate sunt și atunci
Ce spune autorul? Că 12 L egal cu 96. Egal cu 96, adică suma tuturor ratelor este 96. Și o faptăm că de un L. Sigur că da. Deci de aici îmi spune că un singur L este egal cu? 96 cu 12. 96 cu 13 și face? Hai, faceți că e 8. 8? 8, da? 8 ori 2, 16 ori 2, 8. 8 centimetri. Mie n-am terminat nici de problema. Da. Noi ne-am apucat de treabă. Să vedem ce ne cere. Da, da, da. Cât este lungimea unui unghi a cubului? Gata, am da, asta sună pentru început. Da. Cealaltă tot un cub. Un cub are area unei fețe de 16 centimetri pătrați. Deci, hai, am răspuns la prima problemă. Da, așa, da. Acum la a doua problemă, a doua, fiind tot cu de trecut peste vorba, înseamnă că îl lăsăm și da. Discutăm. Așadar, un cub are aria unei singure fețe. 16 cm pătrați. Adică, a cărei fețe, Alex? Okay. Care are unei singure fețe? Poate la care față să ne oprim? A prim, B prim și A B. A prim, B prim și B A. Și B, A. Or, deci ori la asta ne oprim, ori la cealaltă, ori la fiecare. Ori la asta poate să fie așa și așa. Sigur că da. Deci, în ipoteză, avem că aria, aria lui ABCD, iată cum o vreau să are lui ABCD. A, B, C, C. E egală cu aria oricărei fețe a lui A prim, B prim, A prim, B prim, C prim, de prim. Și egală cu aria, câte fețe are mare în total? Câte fețe are un cub? 8. 8. 3, 4. Câte fețe are un cub? 4. 5. 5? Nu are ce să fie doar 3. Nici doar. 1, 2, 3. 6. 6, 6 fețe. Nu știu, mă, are 6 fețe aia de sus. Aia de sus, aia de jos. Și 4 laterale, de fapt, 6 fețe. Acum, eu n-am zis puncte, puncte, să înțelege că la oricare dintre ele ne oprim. Și acum știm că aia lui A, B, C, D, egal cu cine? 16 cm pătrați. 16 cm pătrați. Și da, deci, se cere calculat suma tuturor mulțimilor cubului. Învărți la 4. Bine, să vedem cine este calculația. Da. Are un pătrat. Are un pătrat la a doua. Latura la a doua? Dar de unde vine asta? Păi, dacă... Convinge-mă. De ce e latura la a doua? Așa e, n-am învățat. Păi, știi, mai știm o formulă, nu? Dar alea unui dreptul, de alea aceste table. Tabla e în formă de dreptul, nu? Cu cine ar fi egal alea? Lungimea lățimii. Adică asta, mulțim cu asta. Da. Dar la pătrat, la pătrat... Avem toate datele. Adică lungimea e la lățimea. Da. Și vine asta ori asta, înseamnă lungimea ori eu. Și de aia e lui pătrat. Da? Deci nu că am dat o formulă și o țin în minte, dar nu știu, o știu, dacă nu, ce mă fac? Da. Deci, atunci a 16 e egal cu pătrat? Aria unui aria unei dreptunghi. Hai să ne vorbim un la aria. Aria. Să ne amintim formulele de la aria. La figurile mai importante. Aria unei triunghi. Cu cine este ca aria unei triunghi? Baza. De ce? Ori înălțimea. Deci aria triunghiului A, B, C, dar cu baza A, B să zicem. Da? Ori înălțimea CC prim, înălțimea este distanța cea mai mică. Pe 2. Ori CC prim și supra 2. Deci baza, sau spui, voi spui așa, baza de înălțimea supra 2. Da. Bun, ori e supra 2, dar dacă eu scriu așa, voi să înțelege că e în vârf.
Da? Dar să rețineți, e ora înmulțită cu perpendicularea pe el din vârful celălalt, supra 2. Acum, are un de trunchi. Ne-amintim, are un de trunchi. A, B, C, D. Aria lui A, B, C, D. Cu cine a zis că este egal? Lungimea ori lățimea. Lungimea ori lățimea. Da? Deci, acolo se învăța cu lămare și lămini, nu? Da. Și am lămare ori lămini. Dar voi înțelegeți că e vorba de elis. De AB și AB, da? Deci, altfel spus, AB ori BC. AB ori BC. Apoi, să vedem cu cine este egală aria unui pătrat, că acolo trebuie să ajungem, nu? Apropo de asta, aria unui pătrat. Păi tot așa, deci A, B, C, D, mă spune lungimea ori lățimea, da? Deci aria lui A, B, C, D egal cu A, B, ori BC și nu mai se poate cu, dar AB e egal cu BC. Și dacă mă dăm cu L, tot L este și asta, da? Și vine L ori L, egal cu L la doar. Deci, adică vreau să insist să nu ține minte o formulă mecanică să o ține minte, ci pur și simplu să înțelegem de ce e L pătrat. Pentru că este forțul dreptului, dar în cadrul lungimei am lățimea și atunci vine L ori L și face L la a doua. Este motivul. Da. Toți suntem la aria. Cine este egal la aria unui trapez? A, B, C, D. Aria unui trapez. Baza mare ori baza mică. Ori menținea asupra 2? Eu nu știu ce să-i, nu prea am auzit eu bine aici, deci. Baza mare ori baza mică? Baza mare ori baza mică. Deci tot e pe așa. Aria lui A, B, C, D. Egal cu. Sunt într-o lecție de matematică acum. Sunt numai de zi. Așa. O vinte aici cu la mine acasă. Da, bine. Hai, stau. Deci aria lui unui trapez la BCD egal cu? Baza plus, baza mare plus baza mică ori înălțimea asupra 2. Ai zis baza mare, nu așa ai zis data trecută. Da, baza mare. Am ori zis, baza, da, ori. Da, m-am urcat. Bă, atenție. Atenție. Vezi? Da. Este interesant că știi că de fiecare dată îți găsești scuze. Când zici, m-am împăcat. Lasă-mă, domnule, face egal. Am uitat acolo, e mâncare mare, mare vânză. Asta spui tu acum. Dar uite, dovadă că mecanică e reținut formula, vezi baza mare, ori baza mică, ori înălțimea, supra 2. Păi sunt trei dimensiuni înmulțite. Da. Adică metru, 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 fac metru la treia. Ori aria se măsoară cu metru la metru pătrat. Nu e posibil să spui așa ceva. Adică nu ai încercat nimic. Bă, da. Adică cu cine este egal? Cu boala mare plus boala mică. Bă, dar nu ai spus nimic, de ce să spunem, bă, să spunem. Poți să spunem, poți să da, da? Așa pentru el. I-am zis lui, da, corectat. Bun. Bine. Atunci este egal cu baza mare. Ai spus cu baza mică. Ori înălțimea, supra 2. Dar voi știți unde vine asta. Dacă voi fi auzit baza mare ori baza mică. De unde vine formula asta? Păi ducem din ce o perpendiculară pe dreapta AB. Din ce pe AB, așa? Da. Notăm cu ce? Prim. Prim.
ce prim. Da. Mai ducem și din de. Și din de să ducem. Și de de prim. Da. Și ce prim egal cu de de prim. Sigur, este canal simplu, nu? Da. Distanța din cele două paralele de acolo. Aplicăm Pitagora dacă avem de ce prim B și ce B. Să vedem, dar ce trebuie să faci? Eu vreau să văd cum ajung la formula aceea. Că eu nu știu dacă e adevărată. Area acestuia, din cine ar fi formată? Din area dreptului ăsta. Plus area dreptului ăsta, nu știu dacă te-a fapt dreptului. Și plus area dreptului. Da? Deci area, hai să vedem, area lui ABCD, ABCD, a trapezului, este egal cu area lui ADD prim, ADD prim, plus area lui, deci ADD prim, adică triunghiul de aici, da? Plus area DD prim, C prim, C, area lui DD prim, C prim, C, plus area lui C prim, C, ce prim B, da? Ce prim B. Și dau mai departe, hai să muncim un pic. Cu cine este egal area triunghiului A, D, D prim? A, D, D prim. Cu cine este egal area triunghiului? Uitați acolo, avem. Baza, ori înălțime. Baza, ori înălțime asupra 2, da? Baza cine este aici? A de prim. Deci egal cu A de prim, ori înălțimea. Ori de prim. Asta e, mă. De prim, că am dus perpendiculare, da? Și atunci, catetra asta e chiar înălțime. Ori de prim. De prim supra 2. Plus, are dreptunghiul ăsta. Cu cine este egal are un dreptunghi? Cu D prim, C prim, așa. Ori C, C prim. Sau D, D prim, în loc de C, C prim, da. Deci egal cu, ai zis bine, cu D prim, C prim, ori D prim. Plus D prim. Plus, mai departe. Plus în celul ăla triunghi. B, C prim. Da. Ori B, C prim, foarte bine zis. B, C, prim, ori... Ori C, C, prim, pe 2. Ori C, C, prim... Sau dar cu D, 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 prim... Ori C, D, prim. O, sigur că dar ori D, prim, punem. D, D, prim... Pe 2. A, 2. Și la mai departe. A, B, C. Așa. A, B, C, că basa de mijloc cu 2. E bine? Păi, asta are mijlocul 2. Da. Asta a avut mai mult. Neapărat să se apucă mai mult. Deci, asta e o teatră, da? A de prim. A de prim. Ori de de prim. Ori de de prim. Plus. 2. 2 de prim ce prim. De prim ce prim. Ori de de prim. Ori de de prim. Așa. Și plus. B ce prim. B ce prim. Ori de de prim. De da, totul supra 2. Totul supra 2, cam ajuns la cea viitor, nu? Da. Și cam mai departe cu... ia să uităm la numărător, ce putem observa? Că avem 2 de D de prim. Nu cu D de prim, avem D de prim, factor comun. Factor comun. Deci D de prim e comun aici, și comun aici, și comun și aici. Poate să factor comun. Deci poate fi de primul factor 2. Și o să avem de prim. Pe lângă. A de prim. A de prim. Plus. Deci 2 de prim ce prim. 2 de prim ce prim. Așa. Și plus B ce prim. Plus B ce prim. Pe 2. Totul supra chiripa. Exact, totul pe 2. Și dau. De prim. Egal cu D. De prim. Pe lângă. De prim. Pe lângă. Sau de 2 de prim.
prim ce prim, secund de prim ce prim și încă o dată de prim ce prim. Adică loc de două mere, zic un măr, plus un măr. Da. Apoi, da? Deci vine A de prim. Plus... De prim. De prim ce prim. Plus de prim ce prim. Plus de prim ce prim. Și plus B ce prim. B ce prim. Totuși o fac 2. Și va fi egal mai departe. Hai să vedem cum scriem acolo. Egal cu A de prim plus D prim ce prim și plus un B ce prim plus B ce prim rămânem, lăsăm deoparte. Deci A de prim, uitați-vă pe figură, plus D prim ce prim plus C prin B, plus fac C prin B. Fac tot A, B. Deci va fi egal mai departe cu... D de prim. Egal cu D de prim. Ori A, B. D de prim pe lângă A, B. Plus, că o rămas cineva. A plus D prim C prim. Plus D prim C prim. Totul pe 2. Totul pe 2. Dar D prim C prim egal cu DC. De prim ce prim egal cu DC, că știi tu că tu îndreptui laturile opuse se congruente. Da? Loc de D prim ce prim, poți să zici de ce. Deci egal cu D de prim, D de prim. Ori, a, pe lângă A, a plus DC. Plus DC. Ce am constat? Formula, baza mare plus baza mică, cu o relație asupra lui. Nu mai avem niciodată. Nu mai niciodată. Știu exact cum se face. Da? Deci, nu mai spun baza mare ori baza mică. Știi de ce spus așa? Fiindcă, spun eu, fiindcă mecanică e ținut-o. Da, și ori plus, ori minus, ori o fi mulțime, ori fi adunare, nu ți-a dat clar. Aici, acum, asta înseamnă un metru, să mă spune. Este tot un metru, un metru. Și metru ori metru, face metru pătrat. Nu poți să iei metru la treia. De ce altfel? Câte vreme, sigur că da. Câte vreme nu faci legătura asta, nu înțelegeți. Nu înțelegeți pe asta. Da? Deci o clipă să ne facem ce am făcut noi. Am zis așa. Că am văzut că nu avem clară de ce area pătratului este la plan la pătrat. Și tu ai spus, adică e formulă. I-am zis, hai să vedem mai multe lucruri despre arii. Și am plecat la area triunghiului, dreptunghiului, pătratul și ai văzut de ce? Că e dreptunghiul cu laturile egale și vine lăurile, dar nu pătrat. M-am gândit și la trapez. Și aici o meu venit eu cu varianta lui, e baza mare, e baza mică, e plus baza mică, ori înălțimea asupra lui. De fapt, baza mare plus baza mică supra voi e linia mijlocie a trapeziului. Asta am văzut mai există un pic. Deci, adică, baza mare plus baza mică îmi dă linia mijlocie, e F. Deci, baza mare plus baza mică supra voi înseamnă linia mijlocie. Și acum, am redus... Da, să scriem și chestia asta. Deci, B mare... La trapez, da? A, B. A, B. Plus DC. Plus DC pe 2. Egal cu D, C. Da? Da. A, B plus DC pe 2 egal cu E. Linia mijlocie. E. Și ideea este că dacă duc și fac un dreptunghi după linia mijlocie, uitați-vă, colțul ăsta de aici pe care îl pierd, îl atrag aici. Colțul ăsta pe care îl pierd, îl atrag poate și atunci am transformat trapezul. În ce l-am transformat? Într-un dreptunghi. Da? Deci, în clipa în care am făcut chestia asta, asta de aici care am adăugat-o, e tocmai cea care am pierdut-o de aici. La fel în partea cealaltă. Nu? Colțul ăsta care a fost adăugat e același cu colțul pe care l-am tăiat din trapez. Și în felul ăsta am făcut trapezul în dreptunghi. Și atunci
dreptul chipușine este egal. Lungimea, lățimea. Dar lungimea este tocmai EIF. Și adică baza mare plus baza mică, supra 2. Deci atât și așa de dovedit. Cum este situația. Și acum se întoarce o problemă. Ștergem discuția. Am mai fi la urmă, să mai discutăm. Dar sper să vă uitați și voi în urmă și să vedeți la aripi unor figuri importante care sunt formuliți să le reținem corect, dar să avem și justificarea a ceea ce înseamnă modul în care se obțin aceste acte. Nu mai fi o simplă memorare, da? Eu fug din memorare pentru că din multe memorial poate să zic la ce preste și te pune într-o situație dificilă. Deci, avem acum, ne facem o problemă și era dat, și anume? Aria, deci, spune perimetrul de 16 cm pătrat, calculați suma tuturor unghiilor cubului. Suma. Să vedem. Acum știu ce vedeți. Poate. Nu am unghiile, 12. 12. 12 pe 4? Păi da, dar știu că de unde e 4 la? Că e oarea ăsta, aia pătratului și aia pătratului și aia la doua. Deci știu bine că aia, aia lui A, B, C, D, este egal cu latura la pătrat, că am vorbit mai înainte, da? Adică înseamnă că am de făcut să fie el pătrat egal cu 16 cm. De unde rezultă că lui egal cu 4 cm. Asta este posibilitatea, da? Da. Și dacă latura e 4 cm, atunci... 12 pe 4? Sigur că da. Deci, ies suma tuturor este egal cu 12 ori 4. 48 cm. Asta a fost problema 2, da? Da, problema, da. Acum o prismă triunghiulară, trebuie să ștergem. Da, ștergem și spune, deci nu avem o prismă triunghiulară. Așa. Ce înseamnă ales că e prismă triunghiulară? Adică pui un triunghi. Da. Înseamnă că baza este un triunghi. Da. Asta înseamnă prismă triunghiulară, baza este un triunghi. Când am zis prismă 4 la teră, baza a fost un 4 la teră. Triunghiulară, baza este un triunghi. Da? Deci o să încercăm acum să desenăm o prismă triunghiulară. Pentru asta o să... O prismă triunghiulară regulată. Ah! Dacă e prismă triunghiulară regulată, hai să spun așa, prismă triunghiulară lată, regulată. A, B, C, A, prim, B, prim, C, prim. Mutia bazei AP. Un pic, să insist un pic pe prima parte. Deci autorul spune un prisma triunghiulară regulată. Asta înseamnă că baza este un triunghi. Dreptunghic. E echilateral. Echilateral, toate laturile să fie egale, cum a fost la... Înainte era un pătrat, acum este triunghi echilateral. Așa, triunghi echilateral, o să reprezentăm cam așa, tot un pic. O primă să desenăm exact un triunghi echilateral. Nu toate laturile egale, de așa să insist. Și spre o prismă, prisma, adică voi ridica acum triunghiile. Unghiile sunt paralele. Da. Și
Deci A, B, C. Și acum încheiem fața asta după care la B. Deci să vă aștept să ridicați paralelele astea. Adică mânchii laterală se cheamă sărat. Ducem cu grijă. Tot timpul ducem paralele la baze. Așa. Deci am dus paralele la baze. A, B, C, A, B, B, B. Iată, așa este prisma. Prisma. Triunghiulară, regulată. Deci prisma, triunghiulară, regulată. Ce să dă, ce să spun aici? AB este doar cu 4 cm. Și dacă în AB, îi dau cu 4 cm. Și mușchia laterală AAP. Iar A, 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 bun. Ei, să vedem o dată. Bebe, prime, ce știm, Adi? Știm că AB, C, triunghi echilateral. Da? Și dacă spune că AB de... Gata, știu. 4. Tot. Puteți să aflăm. Simplu. 4, 3, 2 și 3. Ce anume? 4, 3 și 3. Aia. Deci, 3... BC e 4, B, B primul 3, 4, 3, 12 cm. Fiindcă figura aceea care se cere... Pare un kilogram. Nu, e dreptunghi. E dreptunghi. Sigur că da. BC, C prim, B prim, figura asta, BC, C prim, B prim, este un dreptunghi. Noi o vedem așa în spațiu. Dar e ca și asta din prim plan. Cum e A, B, B prim, C, B prim, A prim, tot așa este și B, C, C prim, B prim și tot așa de prim. Exact așa arată și fața A, C, C prim, A prim. Toate sunt dreptunghiuri. Da. Dar ca să ne vedem noi în spațiu, am făcut această reprezentare. Și acum s-a pus problema să aflăm pe area lui B, C, C prim, B prim. Dar e ca și cum aș afla pe A, B. B prim, A prim. Deci hai să spunem și noi. Area lui B, C, B, C, C prim, B prim, egală cu area lui A, C, C prim, A prim. A, C, C prim, A prim. Și egal cu aria. Lui A prim, A, B, B prim. A prim, A, sau A, B, B prim, A prim. Și egal cu paranteze sunt, puteți spune, sunt dreptunghiuri. Da? Sunt dreptunghiuri congruente. Fețele sunt dreptunghiuri congruente. Și egală mai departe, dacă vreți să vă spun 3 ori 4, și egală cu 13 centimetri de cale. Pătrați. Centimetri pătrați. Pătrați. Da. Așa, iar ca să aflăm AC prim, mergem în triunghiul, mergem în dreptunghiul A prim, A, C, C prim. Știm cât e C prim, C și A, C. Așa. Știm că e de 90 de grade. Unde e unghiul?
În Ghiuntele Ortecate, unde este? Acolo, la A, C cu C, C prim. Așa, asta. Deci acolo e 20 de grade. Și pe asta o știi cât e de mare. 4. 3, teorema lui Pitagora și o aflăm pe A, C prim. Corect. Diagonala A, C prim e de parcă ar fi diagonala de aici. Da. Da? Deci, hai să zicem și noi. Dacă vreți, hai să desenăm, ca să se vezi și mai bine. Să desenăm vectorul de aici. A prim C prim cu A C cu A C și A C prim A C prim o avem mai spus mai devreme asta e de fapt mai spus aici e 3 și zicem A C prim Alex, cine zic la A C prim? AC prim egal cu AC la 2. AC prim pătrat. Nu-i putem să la pătrat. Este egal cu AC pătrat plus cealaltă catetă la pătrat. CC prim. CC prim la pătrat. Ce potere ce vrea. Da? A egal mai departe cu AC care este 4 la pătrat, plus CC prim, 3 la pătrat. Și face 16 plus 9, și la 25. De unde AC prim, simplu, este radical de 25, care înseamnă 5. Da? Și am aflat-o și pe diagonala AC prim. Ce mai ce de problemă? Asta. Deci, nu mai se face. Da? Să aflăm diagonala și cu... și atât, da. Diagonala. Poate altă problemă? Poate să așa în continuare? Alta. Poate să mai dați una voastră că crește, zice, astea se duc spre, ca să... Da, trebuie să luăm ușor așa. Da. Să facem în următoare. Facem în următoare, da? Da, 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 da. Ia să trece ce trebuie. 14 de la 18. Așa. De acord de la 200, deja mai jos un pic. Mai jos, da. Da. Deci nu ne-am părat imediat, dar acolo evitesc în dificultate. Când ecuziam păreată 200 la sfârșit, s-a fost de 3 stele. Deci așa trebuie să fie aici. Bun. Ia să citesc problema. Mai o prismă în hexagonală, dar nu știu dacă ați învățat. Nu. Hexagon? Dar n-ați învățat de hexagonală. Ce este hexagonul? Un 4 la ter. Mă mai am mai învățat de hexagon. Are 6 laturi. 6 laturi. Deci mai este 4 la ter. Deci mai este 4 la ter. Este poligonul cu 6 laturi egale. Da, 6 laturi egale. Deci poligonul cu 6 laturi egale este hexagon. Știi cum se desenează hexagonul cel mai ușor și cel mai simplu? Desenăm un cerc. A, după cerc trasăm o linie. Deci desenăm un cerc și cu exact. Păi, dar avea și noi... Avea și noi un compas, mă fac, știu. Am avut compas mai multe figure. Așa, uite. Deci o să desenăm un cerc. Vă arăt cum anume se desenează un hexagon foarte precis. Da. Deci desenăm un cerc. Cu deschizătura asta a cercului, exact cu raza cercului, plecăm de oriunde vrem. Da? Iată. Deci am fixat aici un și îl dau și în partea asta. Da? Deci, practic, da. Și de unde ducem? Din aproape în aproape.
Și desenăm. Să facem câte un an de cercul. 8 trebuie să fie, nu, 6. 6 trebuie să fie. Și asta aici este exact raza, dacă am fost atenți, aproape de raza. Pare că este o eroare datorită cărbei. Și acum, nu ne rămâne decât să unim două câte două ori. Da? Ne unim două câte două ori. Și ce este obținem acum? Este hexagon. Hexagon. Da? Hexagon. Așa desenați un hexagon. Exact. Exact cum e patrogram și pe să îl întindem așa un pic. Ca să vezi imaginea prismă. Da, 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 ca să putem ridica paralelele ce le pun și lateral. Iată cum o facem. Deci o ducem pe asta. Ducem paralelă la așa asta. Probabil ca să am încântat o să vedem. Și ducem cu asta și așa, să zicem. La fel aici. O să ducem paralelă. Nu? Așa. Lată-ne cum sunt două câte două. Paralele, da. Două câte două. Și noi ce... așa să facem. Deci... așa. Deci arată în felul ăsta. Asta e paralel cu asta, asta e paralel cu asta. Da? Și asta e paralel cu asta. Așa. Asta de aici nu se vede. Da? Asta se vede, asta se vede, asta se vede și asta de aici iar nu se vede. Și acum, ridicăm paralele. Unchiile. Nu se vede. Asta se vede. Deci, am desenat A, B, C, D, E, F. Da? A, B, C, D, E, F. Uite de cum multe grijă grafie ai pe aceeași linie. Vezi, la mine nu sunt așa. Eu mi-am adresat spațiul ăsta, a fost așa un pic mai mică. Care e paralel cu asta mai mică și asta un pic mai mare. Atunci când pic cu asta și cu cealaltă, este două zunsuri scroapuse. Că dacă desenam un triunghi lateral așa aici, puneam și cea unde era scroapuse.
Da? Deci, adică, uite, exact cum am făcut eu acolo. Vedem, nu am făcut. Pentru că nu întâmplător am desenat așa. Deci, asta și cu asta, nu le-am pus paralele așa. Asta, așa, așa, asta, așa, așa. Vezi? Am pus-o un pic mai oblic, mai cam așa, da? Deci să fie la o anumită distanță. Și prima zis așa. Și asta așa. Mai bună. Da? Ea este ca lungime. Asta de aici, de asta. Adică lungimea este. Și la fel am făcut asta mai micuță. La fel asta și asta mai mică. Așa vreau să, să desenați. Sau pătratul, să luăm ca un romb,
dreptunghi ca un calogram și atunci putem duce mutile. Ne revedem, astfel s-a suprapune mutile. B, B prim cu F, F prim. La fel, C, C prim cu E, E prim s-a suprapune. Din motivul ăsta trebuie să fie foarte atât. Deci, pentru început, atenție, pentru început, sunt greutăți. Dar trebuie să insistați, să înțelegeți că triunghiul echilateral nu le reprezentăm așa. Triunghiul echilateral. Deci el ne-a ajutat cât de cât, dar bine cocoțat, uite, adică dacă vreau o prismă triunghiulare așa, o pot vedea în final. O pot vedea, nu? Aici. Dar nu arată atât de bine cum arată când l-am luat așa și în jurul ăsta. Vă amintesc cum arată așa, nu? Și pasta mai mică și am dus așa și a ieșit mult mai clar ca imagine. Așa? Ochiul nu se sesizează foarte bine imaginea așa asta la corpul în spațiu. Deci așa trebuie gândit. Încă o dată, ce a fost aici important din desenul? Deci, cum se desenează hexagonul în plan, într-un cerc, cu măsura razei, dintr-un loc se pleacă și tot se merge aproape, aproape și atunci numai bine, unindu-le hexagonul perfect construit. Că nu putem pentru prismă reprezentat decât sub forma asta, A, B, C, D, E, E, F, dar eu înțeleg cu ăsta de aici, în final. Și că pentru prismă toate unghiile sunt paralele între ele, și dacă e prismă dreaptă, în cazul nostru, sunt și perpendiculare cu planul de jos. Ce vreau să spun în problema asta, în prisma asta hexagonală? Prisma hexagonală are bazele hexagoane regulate. Corect. A, B, C, D, E, F, A prim, B prim, C prim, D prim, E prim. Și fețele laterale pătrate. Și fețele laterale pătrate, adică noi ne-am pus cam mult. Da. Dar nu e nimic. Da. O să ținem cont de aici. Da. Ce spunea autorul? Da. Important a fost să executăm figura. Nu e asta. Noi n-am știut-o până la sfârșit, și simplu a făcut un prisma hexagonală. Da. Și o muchie a prismei are lungime egală cu 10 cm. Deci, DD prim, da, DD prim, sau DC, că ziceți... E pătrat. Da, eu zic autor, că fețele sunt toate pătrate. Fețe laterale. Deci, vede, prim este cât 10 și e dat cu cât? Cu 10 cm. 10 cm. Calculați suma lungimilor tuturor mochiilor prismei. Deci, el suma și la lungimii tuturor mochiilor. Dar câte sunt? Ai zis câte mochii? Da. Da. Le numărăm sau o dată logică? Le numărăm dacă pe mult timp, dar poți să gândești așa mai multe. Ia vezi. Câte laturi sunt aici acolo jos? 6. 6. Câte laturi de sus? Tot 6. 10. Câte sunt așa? 4. De ce ai spus 4? Atenție, multe. Nu vorbim și nu gândim. Deci trebuie când ai zis câte sunt, te uitați, păi pleacă din fiecare vârf. Tot 6, la pătratul sunt 4, la triunghi 3, nu așa și la triunghi. Sigur că da, câte vreme pleacă din fiecare vârf sunt 6, sunt 6 muchii laterale, nu? 6 muchii laterale, atunci când e 6 jos, 6 sus și 6 laterale, 18, 3, 6, 18. Deci, practic, avem suma, este egal cu 18, nu? 10. Face 100, 10.
Deci nu avem voie să greșim aici. Dar de ce ori 10? Pe 10 cm este una. Da? Singurul mânghi este de 10 cm la 10. Ce mai cere aici? Calculați suma tuturor ariilor fețelor laterale. Suma ariilor fețelor laterale. Mă să fețe laterale sunt. Care sunt fețe laterale? Tot mai întâlnesc. Da. Ce prim de prim ce de... Așa. Acum. După aia. Sunt câte fețe? Acum câte fețe sunt? Șase. Sunt și așa fețe. Sigur că așa fețe. Și fiecare față ce este? Dreptunghi. Cum dreptunghi? A spus o problemă. Pătrat. Așa, la paracol în desen, dar nu descriu, este pătrat. Autorul îi spune că e vorba de pătrat. Adică e la... Și cu cine este egal aria unui singure fețe? Aria lui DC, hai să spun, aria lui DC, de prim ce prim, de prim ce prim, este egală cu... Cu cine este egal aria unui... Cu latura la pătrat. Latura la pătrat, adică el pătrat, egal cu 10 la pătrat, facem 100 centimetri pătrați. Și atunci când noi avem 6... 6, 600. Avem 6, sigur că da. Ies suma tuturor. Da. Este egal cu 6 ori 100. Face 600 centimetri pătrați. Ce mai cere aici? Și acum calculați aria bazei prismei. Aria bazei prismei. Cum se calculează aria la hexagon? Nu mai aștept o formulă. Trebuie să ne gândim minte o idee. Hai să ne gândim aici. Noi știm că asta e de 10. Dar cât este de la 8 la... 5. Hai să zic aici A, B. Păi cum am desenat hexagonul? Tot că împărțit așa, da? Trebuie să găsim vreo idee. Deci, noi nu știm decât în triunghiul ăsta, cu A, B, A, B. Că este triunghi care cu O, A, B. Este isosceles pentru cu O, A și cu O, B sunt egale. Da. Ca raze de cercuri, da? Da. Oare câte grade sunt în jurul? 360. 360. Și sunt împărțite în... Și câte lucruri astea? 6. 6 lucruri, sigur că da. 360 împărțit la 6, 60. 60. Dar trebuie să fie 60 de grade. Fii triunghi isosceles. Ce fel de... Sinus? Că dar nu fii triunghi. O secundă de grebești. Că fii atent. Trebuie. Deci în triunghiul A, O, B. Ai asta cât asta. El este isosceles. Și unghiul de ăsta este 60 de grade. Ce fel de triunghi este unghiul? Echilateral. Este echilateral, că s-a rămas și ăsta să fie tot. Atunci 10 și 10. Atunci 10 și 10. Și acum ar fi, dacă aș afla are unui singur triunghi, aș găsi cu 6 și toată treaba ar fi. Deci, hai să ne luăm fața de parte. A, O, B. Vrei? Adică este un triunghi echilateral. A, O, B. A, O, B. Ce știm în triunghiul ăsta? Că asta este 10. Asta e 10. Asta e 10. Da? Cum a fost marea triunghiului când știm toate laturile? Ba, aia, formula lui Herold. Am putea să mergem cu formula lui Herold. Da, dar mai facem. Nu ce mult, dar fiindcă de amintit tot, trebuie să spui. Cu cine este egal? Yes. Yes. Aria, sunt eu, de formă. Cu radical din semiperimet, din P mic, pe lângă P minus A. Deci radical din P, pe lângă P minus A. Pe
capelurile. Așa. Trei capelurile și ce? Oare? Unde e C? Așa. Egal, o să fie egal cu A plus B plus C pe 2. A plus B plus C. Toată felul. Și este egal mai departe. Fiindcă la noi trebuie echilateral 10 plus 10. 15. 30 pe 2, 15. Și atunci formula o continuăm egal cu radical din 15 ori 5 de 3 ori 5. Și atunci? Da, putem scrie și pe 15, ca fiind 5 ori 3, să avem 4 de 5. Deci vine radical din 3 ori 5 ori 3 de 5. Așa. Așa, este egal cu 3 ori, radical din 3 ori 5 la pătrat ori 5 la pătrat. Deci radical din 3 ori 5 la 4, aș spune. Ori 5 la 4, da? Deci la 5 la 4 e 5 ori 5 ori 5 ori 5 ori 5 ori 5 la 4. Și 25 iese de sub radical 5 la 4, 25. Da, 25 de radical din 3. Face 25 la radical din 3. Asta a fost o idee. O idee. Altă s-a mai putea face tabloarea asta. Dacă ducem din O, o perpendiculară pe AB, da. Ea va deveni... O prism aici. Dacă e triunghi echilateral, devine bisectare, mediatoare. Și median și mediatoare. Da, știi? Deci unde pică asta? O... La mijloc. La mijloc. Și 10, asta 10. 5. Și facem teorema cu tabla. Ca să aflăm pe lăsime. Și 4 mai pe lăi. Și aflăm că o oprim. Da. Ce va fi ca o oprim? 10 ori 10, 100. Minus 25, da? Da. 80. 75. Deci, o oprim este egal cu, ai spus tu, radical din 100, minus 25, da. Și egal cu radical din 75. Da. Care e egal mai departe cu radical din 3 ori 25. Da, din sau face 5 și face 3. Și am aflat cât este înălțimea. Da, și am mai aflat 10 ori 5 în radical. Aria este egal cu baza, adică 10 ori înălțimea. 5 în radical de 3. Așa, totul pe 2. 10 cu 5 se simplifică. Rămâne 5, 5 ori 5, 25. Radical din 3. Este aceea răspuns? 25 radical din 3 este răspunsul corect. Ordine formulă de erori așa. Altfel, cum mai putea face aria? Deci în afară, să căutăm înălțimea, nu știu ce. Aria e dacă produsul a două laturi, ori sinusul unicul dintre ele. Da, da. Păi, știi unghiul de 60 grade. Da. Știi de 60 grade, știi. Deci aria, o altă formulă. Hai să o trecem și cu asta. Aria. Aria cui? Triunghiului. A, B, C. A, B, O. A, B, O. Egal cu O, A, cu O, B. O, A. Ori A, B. Ori A, B, dacă vrei. O, A, ori A, B, poftim. Ori A, B. Ori sinus de 60 de grade. Super. Doar. O, A. 10. 10. Ori 10. 10 ori 10. Ori sinus de 60 de grade. Radical din 3 pe 2. Așa este, da? Radical din 3 pe 2.
Și probabilitatea din 3 pe 2 și totuși la 2 care calul din 3 pe 4. Da. 2 ori 2 face 4. Și plecăm pe 4 cu 10 prin 12.5, aici iarăși prin 12.5. 25 radical din 2, iată din nou în formula aceea valoare. Aceea valoare de fiecare dată. Am muncit mult mai puțin aici, nu? Produsul a doua latură, în sensul din trebuie. Din care ce a trebuit să aproximăm. Dar și acum am avut un singur 6, corect, deci nu-i problema. Deci A aria lui A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Este de 6 ori aria lui aria lui A, B, O. A, B, O, nu? Aria lui A, B, O. Și eu sunt 50. Ce face? 6 ori 25, radical din 3, nu? Da. 625 radical din 3. Adică 150 radical din 3. Egal cu 150 radical din 3. Cu asta am terminat problema aceasta. Pentru că o oprim aici, hai să facem și sinteza. Sinteza. Ai scris marea centimetrii pătrață, ce trebuie? Aici este centimetrii pătrață, da? Asta scrie clar, că am lucrat cu mine. Așa. Hai să ne amintim de unde am pornit. De unde am fost de ce revistă. Deci am vorbit de toate aterele. Așa, da. Începem sinteza ori. Sinteza ori. Prima parte mi se pare că am făcut